mult gunoi aici în pădure. Din păcate, da. Mi se pare groaznic, având în vedere că totuși suntem în secolul 21 și ar trebui să avem o educație. Voluntarii care au strâns tonele de gunoaie sunt angajați în instituții publice, precum Garda Forestieră, Direcția Silvică Brașov, primăriile din Râșnov și Predeal sau Garda de Mediu Brașov. Unii dintre participanți au fost și în urmă cu 2 ani la ecologizare și nu s-au așteptat să găsească din nou atât de multe deșeuri. Ne pare rău să vedem că nu sunt rezultate și oamenii n-au învățat din ele. Sperăm că de data asta să fie cu folos și data viitoare când vom veni aici să fie curați. Deși arată foarte rău, e mult mai bine decât anii precedenți. Constatăm de la un an la altul că situația ușor, ușor se îmbunătățește. Sperăm ca astfel de acțiuni să le putem repeta, dar sperăm ca și cei care cauzează asemenea prejudicii mediului ambient să învețe din acțiunile noastre și să încerce cât mai puțin să acopere cu deșeuri toate aceste areale. Societatea care se ocupă în zonă cu prelucrarea deșeurilor i-a sprijinit pe ecologiști. Le-a permis voluntarilor să depoziteze gratuit gunoaiele strânse la depozitul ecologic zonal Brașov.